Chiar dacă în medie stadionul municipal adună la fiecare partidă de pe teren propriu în jur de 4.000 de suporteri, atmosfera electrizantă din tribune de la meciul cu Universitatea Cluj a fost pe placul antrenorului Viorel Hizo. Este foarte important să ai publicul lângă tine, este un suport moral fantastic, le dedicăm această victorie. Faptul că l-am scos pe Ada Hilton ca să simtă ce înseamnă suportul publicului, pentru că a făcut un joc remarcabil, a dezvoltat acea acțiune de atac și a finalizat-o cu un calm și cu o precizie extraordinară. Dulăul nu este mulțumit numai de atmosfera creată de fani. Încântat de lotul pe care îl are la dispoziție, Hizo îl laudă pe atacantul în vârstă de 33 de ani adus vara trecută. Considerat a fi unul dintre pionii de bază a echipei, brazilianul Martin Adailton are un star de retur fabulos. La Târgu Mureș, Adailton a fost la ambele goluri. La prima fază, deci după un doiul reușit de Wesley cu Iero, a făcut el al doilea un doi și i-a pus mingea perfect. În fază la golul 2, de asemenea, i-a dat o pasă și l-a lăsat pe Wesley într-o situație de 1 contra 1 cu fundașul adversar. Astăzi am făcut această schimbare pentru că vroiam să iese în aplauzele publicului. Etapa următoare, FC Vaslui se va deplasa la Brașov, unde va da piept cu o formație aflată pe val după succesul din Ghencea, FC Brașov.